general în rezervă Idoraș Cornel, care vrea să ne reprezinte Comuna Cornațeavă. Bine. Domnul Idoraș, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte, luați-vă rog la... O funcție importantă în cadrul primăriei Cornațelu, în primul rând pentru a-mi ajuta localitatea, oamenii de acolo, pentru că sunt niște oameni minunați, dar condițiile sunt precare din punct de vedere al traiului zilnic. Profit de ocazie că liderul nostru, domnul președinte, este specialist în domeniul protecției mediului și al curățeniei și sufletești și zonale, un om care iubește purul, curatul, frumosul, și sunt convins că prin sprijinul domniei sale, a celorlalți colegi din cadrul partidului, putem să facem un lucru bun. Am o reținere în sensul că lucrurile acolo sunt prea bine cimentate, prea bine cristalizate pe acea componentă a conservatorismului, al relațiilor subterane, care dăinuie de foarte mulți ani. Este greu să pătrunzi într-un astfel de mediu, indiferent cât de bune și ar fi intențiile și de mari eforturile tale. Am legătură cu această localitate de aproape 50 de ani, i-am văzut pe oameni crescând, dar am constatat că în primărie nu s-a schimbat mare lucru, este aceeași echipă, aceeași relație între neamuri, între fiini, între nași, între cei care au prăduit pădurile, așa că este o mare problemă în continuare, iar printre obiectivele mele mi-am propus să luăm măsuri cu râul Ilfov care trece prin localitate, să creăm o perdea de arbori și arbuști care să protejeze zona respectivă, de asemenea să continuăm curățenia generală pe toate străzile, pe toate cotloanele și nu în ultimul rând să reușim să mai asfaltăm câteva bretele, câteva străduțe, pentru că am aruncat din când în când niște mașini cu pietre, pietriș și așa mai departe, nu s-a înțeles nimic din acel efort, din acea risipă de materiale, iar străzile principale din localitățile comune, din satele comunei, sunt în continuare mult rămase în urmă față de localitățile pe care le avem în jurul nostru. Și un exemplu pozitiv pentru noi este chiar Comuna Conțești, unde prietenul nostru, domnul Titi, a fost și rămâne un exemplu pentru a dezvolta localitatea și pentru a lucra cu cinste, dreptate, omenie. Ce să vă spun mai mult? Vom intra în campanie, toată lumea așteaptă declanșarea campaniei, parcă este o stare de beatitudine, de mulțumire, toată lumea așteaptă să vadă cine mai candidează, de unde mai candidează, ce combinații se mai fac. Eu am să merg pe linia partidului, pe sfaturile, pe indicațiile, pe precizările care se vor face în cadrul conducerii ALDE Dâmbovița. Dacă va fi cazul să realizăm anumite înțelegeri pe plan local pentru binele comunei, bine. Dacă nu, vom candida cu echipa noastră.